După gală, mama Sabrinei a venit la aceasta să discute pe seama ceea ce s-a întâmplat în gală. Am văzut că Sabrina plângea și mama ei i-a spus ai primit ce ai vrut, asta ți-ai dorit, asta ai primit. Dima nu voia acasă, Dima voia să fie cu tine. Se referă la faptul că Sabrina nu a fost în top și Dima da. Oamenii au ținut cont de dorința ei, dar pe Dima cumva au reușit să-l plaseze pe locul 3. Nu știu de ce plânge acum Sabrina pentru că până la urmă a fost și ea salvată, au rămas tot împreună în casă și nu știu, mă gândesc că poate se simte prost față de Antonio, cu care Dima a avut ceva divergențe, nu știu dacă mai țineți minte când i-a spus că este un oarecare și că nu îi pasă de el, de opiniile lui. Mă gândesc că de aceea se simte cumva prost, pentru că nu ar mai avea de ce să plângă. Cu o seară în urmă spusese că este indiferent dacă rămâne sau pleacă, și totul s-a terminat cu bine.